Salutare la toată lumea! De această dată ne aflăm în localitatea Sculeni alături de domnul Costel Vacniuc la un nou proiect de gard ce face parte din portofoliul Careta. Bună ziua, domnule Costel Vacniuc! Să trăiești, bună ziua! De ce ați ales gardul Careta? Domnule, pur și simplu e o marfă de calitate, foarte frumoasă, rezistentă, care mi-asigură mie intimitate, soliditate în fața intemperiilor naturii, căldură mare, ger, ploaie, zăpadă și prețul bun, adică merită prețul calitate, este un raport excelent. A fost pentru mine când am gândit să facem așa gard. Am înțeles. De ce ați ales acest model de gard X135? Pur și simplu am căutat la firmele concurente firmei Careta, la tot felul de firme de bricolaj. Și am văzut oferta lor, care însemna din zăbrele de asta, nu știu cum să le spun, o bucată, trebuie aprinsă nu știu cum, tot numai pe verticală. Și erau de calitate mai așa, îndoielnică. De exemplu, grosimea mai mică față de 0,6 mm a tablei în sine, plus de asta mi-a plăcut și stilul de a construi garduri mai solide, mai rezistente. Domnul Costel, vreau să vă întreb, cum a fost colaborarea cu echipa Careta? Domnule, a fost de la foarte bine înspre excelent, în sensul că niște profesioniști adevărați, oameni cu bun simț. Aș vrea să știu, domnul Costel, de ce ați ales finisajul briliant și nu frescul sau lustru? Domnule reporter, vreau să vă spun așa. Am văzut la multă lume tot felul de nuanțe, culori. Eu am vrut să fie la aceeași culoare cu acoperișul care este tot de la Careta, construit, făcut, achiziționat, rezolvat. În 2011 m-am mutat în casa aceasta, dar aici mi-au plăcut irizațiile speciale, pentru că nu toată lumea își poate permite așa ceva. Și am vrut să fiu și eu mai ieșit din comun. Mai ales că tabla are 0,6 mm grosime. Și e și solidă, rezistentă și dacă e și frumoasă, arunc gura. Gura târgului, da? Da. Spuneți-mi dacă este ceva ce considerați că putem îmbunătăți la firma noastră. Cred că din punct de vedere tehnologic, pentru că eu sunt inginer mecanic, propun, dacă s-ar putea, revin din punct de vedere tehnologic, ca aceste subansamble, pentru rapiditate în execuție, de exemplu, o porțiune de gard să fie făcută din trei bucăți. Fiecare parte formată din câteva prinse, rezolvate la sediul firmei. Deci pentru optimizarea procesului de asamblare, time is money. Dar să știți că, îmi cer scuze că vă întrerup, Careta a dezvoltat un sistem de montaj foarte rapid și ușor, care se numește ClickFix și practic se montează gardul exact ca piesele de Lego. Adică poate fi montat și de un copil și nu mai este necesar să ai cunoștințe tehnice sau în domeniu. Eu n-am știut, eu mi-am spus părerea. Mulțumim foarte mult de părerea dumneavoastră. Să trăiți!